Bun venit la un nou podcast pur și simplu. Cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua copilului, împreună, avem, împreună cu noi avem un copilaj pe Pop Mateo Andrei. Mateo, bine ai venit la pur și simplu. Mulțumesc. Cum ești tu, Mateo? Bine, mă simt bine. Ai emoții? Da. Dar de ce ai emoții? Ești încântat dacă ai venit la Pur și Simplu? Da. Ți-ai dorit să vii? Da. Încă foarte mult când am văzut Dumnezeu cu Pur și Simplu. Care emisiune ți-a plăcut cel mai mult? Aia cu el. Ai văzut-o toată? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult din interviul acela? Foarte mi-a plăcut. Mateu, acum astea trei zile au fost săptămâna speranței aici în Baia Mare, la Muzeul Satului. Și te-am văzut și pe tine acolo, la acel program. Cum ți s-a părut programul? Foarte frumos, mi-a plăcut. Ai putea să-mi descrii și mie și celor care se uită acum programul pe care l-ai făcut acolo la uh, Muzeul Satului? Mi-a plăcut. Am învățat învățări. De ce m-a plăcut? Că am făcut lucruri manuale. Despre ce era vorba lucruri manuale? Tema despre noi și a doua despre Zaccheu. Și cine a fost Noe ăsta? Despre ce a făcut el, mai special? A ascultat de Dumnezeu și-a construit o barcă ca să nu. pentru familia și animalele lor. Animalele și. A, și cei răi au rămas și. Ei le-a mai dat o șansă Dumnezeu și... Au rămas unde au rămas. Dar, păi, de ce? Au vrut să stea într-o barcă? De ce au construit o barcă pentru animalele lor? Pentru că venea un potop uriaș și îi acoperea de ce mai înalt munte și îi a, a mai dat o șansă Dumnezeu la cei răi și cei răi tot nu au vrut să asculte și după ce au închis și au vrut să intre în corabie, de era prea târziu. Dar Dumnezeu cum poate să dea șanse celor răi? Pentru că ne-au ascultat. Deci... De Dumnezeu s-au bătut, au făcut ce au vrut Dar copiii așa de vârsta ta fac și ei lucrurile? Nu chiar așa, vă zic prostii, usroi. Chiar și așa. Câți ani ai tu, Mateo? Șase jumate. în toamnă merg la școală. Aștept să mergi la școală? Da. Dar la grădiniță nu-ți place? De ce aștepți să mergi la școală? Îmi place și el la grădiniță. Ți-ai făcut prieteni acolo? Da, pe toți sunt prieteni Ai unul care să-ți fie cel mai bun prieten? Elias. De ce l-ai ales pe el să-ți fie cel mai bun prieten? Sunt un coleg nou la gradi, mă întâlnesc cu el în parcuri. Și în parcuri când mergeți voi de ce vă jucați? Ne jucăm de... A... Ce vrem? De... Ne jucăm când suntem într-un fel de parc, în mara, ne jucăm de apirații, știi? Că e acolo corabie, știi? Uh -huh. Și ne jucăm de apirații și el e navigatorul și eu, sunt rănitorul de rechini. Și piratul cine uh, e? e, și el e a zis nu bine. Amândoi suntem pirați. A, ah, deci amândoi suntem pirați, dar aveți uh, nu, dacă o străi uh, putem, că nu se poate un, uh, un pirat, trebuie mai mulți pirați. Dar mai vă mai a acolo cu copiii și face și pe pirați. Da. Și ne jucăm și de tatăl, știi? Oh, deci vă jucați câteva jocuri. Bine, și, nu și mai Și revenim de acolo la asta cu, cu noi și cu Corabia. Deci, în săptămâna Speranței, în prima zi, ai zis că ai fost și ați făcut, ați vorbit despre Noe și ați învățat și un verset. Mi-ai spus ceva de verset. Uh, a fost un verset, A fost un verset. Și îl l pot spune? Uh, da. Fiindcă, uh, fiindcă, ai citești din Biblie. Trage Biblița mai aproape de tine ca să vezi bine. Fiindcă. Deci, aici are un bus sau un ză. Are un aici. Adam. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că a dar pe singurul lui fiu pentru ca ori, oricine, oricine credem în el să nu pia

Foarte bine. Roma, rom... acolo, acolo sunt alte referințe unde găsim uh, uh, mesaje de felul acesta. Dar văd că tu știi să citești și ești la grădiniță. La grădiniță, vă învață să citiți? Uh, nu, am învățat singur, cu dorința să uh, citesc seara cu părinții și nu m-am lăsat până am reușit Te-au ajutat părinții să înveți să da. citești? Mamă. Ce frumos, felicitări mame tale pentru asta. Mateo, am spus că vorbeam de Biblie. Da. Mi se pare foarte frumoasă Biblia asta, ta. de unde o ai? De la biserică și un pastor pe nume Daniel, mi-o dată, a murit acum mulți ani. Daniel a murit? Da. Și când-ți-o dată dacă a murit acum mulți ani? Eram copil, știi. Și acum nu ești copil? Ba da, eram atunci bebe. Atunci o ferișoară de mea i-a la mama flori. Pentru că te-a născut pe tine sau de ce? Nu, știu că nu mi-a zis alte chestii. Deci mama ta a primit flori și tu ai primit Biblia? Da. E foarte frumoasă să poate ai grijă de ea. A primit flori pentru că am primit premiu, poate. Premiu la ce? Da, pentru că. A biblia asta am primită. o Ai primit-o ca premiu? Nu, chiar premiu. Nu e chiar premiu. Asta am uitat ce mi-a zis mămică. ei. Cadou? C Cadou e ceva. Dar am văzut că ai acolo tu ceva hârtie. Ai venit cu ele și. A, am ce o surpriză. Ce e aici, în... Niște Niște inimioare, și aici am scris o decis pentru mine? Da. Hai ce frumos cadou mi ai dat. Care culoare îți place cel mai mult dintre astea? Albastru, portocaliu sau roșu? Uh, albastru. Ție? Culoarea mea preferată este verde. Dar n-ai făcut nicio inimă cu verde. Am făcut doar pentru tine, nu pentru mine. Și ai știu că mie îmi place albastru? Nu am știu, dar știu că la, băie, că mai mult la băi, că cel cei mai mult băieți le place albastru. Și roz, cum de-ai făcut-o? Pentru? Soția mea, Rahela, se duc la ea? Nu, da, am făcut pentru mai multe inimi, să nu le fac pe toate aceleași uh -huh. culoare. Foarte frumos că te-ai gândit la mine, apreciez și mi-ai făcut și inima asta înseamnă că mă iubești, așa -i? Da. Mulțumesc frumos, o să-l păstrez. Aici în agenda asta mea de aici, de la Pur și Simplu și când o să deschid agenda o să mi-aduc aminte de tine. Și acolo mai ai ceva... Versete. Versetele? Ce da. versete ai? Unul aici mai scurtă verset și una. e... Un verset. Ia spune ce versete ai să vedem. Pot totul în Hristos, în Hristos care mă întărește foarte frumos. Și ăsta la alt. Iisus plângea. Dar de unde ai aflat tu că e cel mai scurt verset din Biblie? Cine ți-a spus? Mami mi-a zis. E adevărat, el e unul dintre cele mai scurte versete din Biblie. Mateo, acum aș vrea să te mai întreb așa, cum, cum tu ai bunici? Da. Câți bunici ai? Câte bunici? Două. Două bunici și doi bunici? Da. Și cum îi cheamă? Da. Cum? Știu Cum îi cheamă? Deci pe o bunică de-a mea o cheamă bunica Regina și pe o bunică de-a mea bunica Silvia Așa și pe bunici? Un bunic de meu îl cheamă uh, bunică George și pe unul Vasile Și ei unde locuiesc? În, în băița de sub quadru. Când ai fost ultima oară la ei? Nu știu, am uitat. Da, ai fost acum, recent, așa -i? Am fost. Îți place la bunici? Da. Ce îți place cel mai mult să faci când ești acolo la ei? Să mă joc pe afară, că -o pe afară. Mă că mai mă plictisesc și că doar, și când e la mea doar afară. Cum afară? Sub cerul liber? Bă ne uh, un... uh, uh, Bine, își pun un covor, după își pun o pernă și după dorm. Eu, eu când frig, eu îmi iau și o plapumă, adică o păturică. Știi, și mă învălesc cu ea și dorm. De ce ai învățat tu de la bunica Regina? Uh, m am învățat uh, în cântec, o uh, cântare, popărașul meu. Și o poți cânta? Da Hai că o să vedem Păpărașul meu, păpărașul meu, trezește-te Păpărașul meu, păpărașul meu, trezește-te Trezește-te, nu dormi, iată, iată, vine Mirele Ce frumos, foarte frumos Și de la bunica Silvia ce ai învățat? Ai învățat alte cântare sau nu? Nu, că ea nu-i pocăită. O, oh, atunci înseamnă că pentru ea te rogi, așa -i? I-am zis despre păcăință și cum să se că și într-o zi, când am fost ultima oară la bunici, i-am urcat în remorca de în ștaful de la tractor și s-au chinuit și... A vrut să te ducă și cu șpetin cu tractorul, nu? Sau? Nu, m-a pus acolo în ștraf. Ca să te joci? Da. Și după bunica și a vrut să vadă cum zbor. Și m-a ținut de mâini și, am... și după am sărit de acolo. A, ce frumos că s-a jucat bunica cu tine. Și de la bunici? Ce, să ce ne poți spune despre bunicii Bunicul bunicite? meu e bolnavă, o boală și nu înțelege nimic, pentru că e cândva Dumnezeu l-a lăsă pe diavolul să facă o chestie, dar doar una și după a dat și bunica bunicul, nu știu ce au făcut și bunicul s-a lovit la cap rău, și la creier. Oh. Domnul să-l ce pe bunicu. Da. Dar, Mateo, despre părinții tăi, cum i-ai descrie tu pe părinții tăi? Prima oară spune -ne un pic ca să-i cunoaștem și pe ei. Cum îi cheamă, cu ce se ocupă? Pe mama mea o cheamă Alina și pe tatăl meu Florent. Florin. Pe sora mea o cheamă Patricia și fratele meu Robin. Așa. Mamita cu ce se ocupă? Adică ce meserie are? Da. E, lucrează la e, Inspectoratul Școlar Județean. Uh -huh. Și tati? E, lucrează pe tir, se duce în eu și în Spania. Oa, citare, vizitează toată, toată da, lumea. Și și fratele meu are o meserie este tot aceeași cu tati, cu i colegul el Mm -hmm. Da. Și... și sora mea încă e la școală. Te înțelegi bine cu sora ta? Da, numai când o enervezi, mă bate. Dar și când sunt Să lău. ștergem asta. Să n-audă sora ta că te bate că apoi avem probleme cu ea. Ia, bine. Bun? Bun să ștergem. Deci te înțelegi bine cu sora ta, așa -i? Da. A, așa, bine. Vă jucați împreună. Da, când are chef. <laughs> tu ai chef mai mult decât ea. Păi, da, tot ce să se joace. Ce. și unii au treabă, și nu poate să se joace. Dar, Matei, stai că am sărit noi de la. că vorbeam de Săptămâna Speranței. Da. Ai fost acolo, deci a fost la Parcul Mare, în Muzeul Satului, acel program pentru copii și tu ai fost acolo și ai învățat despre Noe și despre Zacheu. Da? Da. A, cred că a fost și un cântecel, imnul, așa -i? Aia cu oița, cum era? O, îți arată ce eu eram, știi ce mai știu. Și mai știu și e, a, aia, nu știu ce înseamnă strofa, dar știu aia care a zis zică tare aia. Foarte Ia spune să vedem. Rătăcea, dar m-a salvat. Iubirea lui m-a transformat și pe tine te va găsi. E așa de bun, ar știi? Rătăcea, dar m-a salvat. Iubirea lui m-a transformat și pe tine te va găsi. E așa de bun pastor iubit Dar cine e așa de bun păstor? Un păstor din contec Cum se numește, știi? nu tare Cred că Domnul Isus despre el este vorba Dar mai fost și păstor oiță și el l-a salvat Da, el îl întruchipează sau îl reprezintă pe Domnul Isus. Păstor iubit că există în Biblie, în Evanghelia după... Și... Asta acolo, în imagine, o fată care o, făcea lucruri și a rupt o foaie cu Domnul. Știi, și după ceva, Domnul i-a spălat inima și o faci mai bună. Mm -hmm. În Biblie am vrut să spun că există un pasaj care vorbește chiar despre Domnul, Psalmul 23, și spune că Domnul este păstorul meu. Deci Domnul e un păstor bun care are grijă de noi. Și de asemenea, în Evanghelia după Luca mai e o poveste, o întâmplare cu o oiță care s-a rătăcit și păstorul a mers și a căutat-o și a găsit-o și a dus-o înapoi în turmă. Pentru că și noi suntem așa de multe ori când îl rătăcim și suntem departe de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi în poporul lui, adică cu oamenii lui. Că sunt mulți care se lasă de biserică, de cei care slujesc pe Domnul și rătăcesc în lumea asta, dar Domnul iubește și îi cheamă și pe ei din lume să vină înapoi în poporul lui Dumnezeu. așa e? Da. Uh, bun, asta a fost. Și am mai vrut să întreb întreb cu Zacheu. Zacheu ăsta, cine a fost Zacheu? Un om care era roșu și fura bani de la, de la altora și... A, era vame și mai marele vame și lor, așa -i? Da, era un copil mai mic. Ai, era copil mic sau era om? Numai că era un om mai mic. Era un om, dar mai mic. Și s-a urcat într-un dod. Să-l vadă pe Dumnezeu. Și l-a văzut? Da, numai că Dumnezeu a venit și i-a zis să se coboare să-i vadă casa și el, el, S-a -a coborât și s-a dus și l-a primit cu mare drag. Și Isus ce a făcut în casă la el? Uh, I-a spălat inimă. Da, interesantă povestea asta cum a schimbat. Și după aceea a mai furat, eu după ce. Dar... Nu. Deci s-a lăsat de lucrurile. Da. Exact asta se întâmplă când Domnul Isus vine în viața viața oricărui om. Dumnezeu îi schimbă inima lui și îl curăță. Da, auzi, știi ce? Când o să crești tu mare, te-ai gândit așa ce ți-ar plăcea să te faci? Că văd că din Biblie știi, știi să citești, ai putea fi și predicator. Aș vrea să, să, să îl urmez pe Dumnezeu. Și cum ai putea să-L urmezi pe Dumnezeu? Să fiu, o să fiu un Uh, un misionar, un cântăreț la biserică sau un predicator. De cântat am văzut că cânti foarte bine de vorbit, de asemenea vorbești foarte bine. Știi să cânti și la un instrument? Uh, da, la două instrumente. Ștefi mă învață la acordeon, fratele tău. Ștefan? Da. Și, după, și la aceleași clape pe acordeon știu și la pian singur nu vă dați cu nimeni, dar sunt aceleași clape și de a o, știu să o la pian. Da, cum așa, așa spunem tu mie, cu, cum e Ștefan, bun profesor Ștefan sau îi mm? cu el așa ca profesor? Da, este foarte cu minte, că mai zice prostii, Se face prostii. Oh, și ai spus să nu mai fac. Da. Să ai spus să nu facă prostii. Bine. Bine. Bun. <coughs> Deci știi să cânti la acordeon Și la acordeon ai învățat cântarea asta cu popora Și ce mai ai cântat mie Nu, dar știu să cânt La ceva Pe televizor cu pian Și mi-arată și pot cânta la acordii. Oricum o să celești Și și la pian Bun Eu cred că te-ai potrivit și pentru predicator Și pentru cântăreț Că și de vorbit vorbești foarte bine Și văd că știi din cuvântul Domnului dar așa te mai gândi și la altă meserie sau numai la meseriile astea, adică să faci slujire? Eu nu știu alte cu Parcă la un moment dat mi-ai spus că ai vrea să te faci, oare ce mi-ai spus? Știu că am vorbit toată cu tine, dar mai de mult. Și mi-ai spus, oare astronaut mi-ai spus că vrei să te faci? Da. Și mai vrea astronaut? Că da, dar ce o să mă facă domnul, vreau. Deci vrei să te lași în mâna lui Dumnezeu da, Da, fac... dar am zis acasă că vreau să, să mă uit la cameră și să salut. Să salut. Da, poți să-i salut și acum dacă vrei. Salut foarte bine. Deci tu vrei să Mi-ai te... mi -ai spus că vrei să te faci astronaut, dar când te-ai gândit la astronaut, de ce ai vrut? Ai, ai vrut tu să te faci astronaut? Pentru că îmi place mult spațiu. E o planetă care îmi place mie foarte mult, să Și totuși locuim și pe o planetă. Pe planeta care? Mământ. Și vrei să explorezi universul. Văd că te-ai cam obosit, așa Nu. No. Putem încheia aici acest interviu, ce zici? Da. Mai vrei să ne spui ceva? Vreau să vă zic că animalul meu preferat ce pasă am. spune Deci am două păsări preferate și un animal preferat. Cameleonul este preferatul meu animal și preferatele mele păsări, ciocănitoarea pe peste mare și papagalul vorbăreț. Dar de ce îți place ție cameleonul? Pentru că e verde și poate să-și schimbe culoarea. Ai vrea să spui, poți schimba și tu culoarea? Da, și se poate și ca un plan. Și la papagal ce ți place? Că vorbesc ce vorbești și tu. Da, știi că la copiii care repetă după tine când tu spui un cuvânt și repetă, știi cum mi se spun? Și cum? Papagal. Pff. Nu ți-a spus nimeni? Adică, știi că mai există așa când mi-aduc aminte când eram și eu la școală, dacă spuneam ceva și celălalt spunea același lucru, adică mă repe repeta după mine, ziceam, mă, ce te vorbești ca un papagal? Oh. Că papagalul repete după tine, nu? Da, îmi place la ciocănii, dar pe că fac gaură un joc ca scoței și ciocănesc copacii. Fac gaură în copac? Da. Deci și din pește îți place vreun pește? Da. Care? Sunt niște pești aurii, dar nu cu fără dorințe. Dar pe feratul meu pește este... Am care uit. Eu caracatița și pisica de mare. Și... Ce A, da, căluțul de mare era preferatul meu, căluțul. Ah căluțu, da. Asta cred că sunt și animale subacvatice sau nu, nu știu cum, cred că caracatița nu e pește, nu? Că peștele la care înoată... Da. În fine, bun, am înțeles, caracatița. Caracatița, pe mine mă înspăimântă caracatita, că de s-ar prinde una de mine, cred că m-ar și... Înghețe. Nu știu dacă m-ar putea înghiți că mare da m-ar scufunda. Și rămâne fără aer și n-aș mai putea să ajung la suprafață. Da, uh, dar să știi că... Uh, mie mi mi-am plac animalele chiar dacă mi-e -mi frică de ele. De unele. Dar mie nu-mi plac șerpii. Da, cred că la foarte puțini oameni le plac șerpii. Foarte puțini. La tati și e frică de șerpi au făcut o filmare, Robi, și au râs că o, o dat mai aproape și au văzut un șarpe, pe mă și tati, ce mă duce, treci peste el. Dar nu știu despre ce, nu știu despre ce au zis. Dar dacă vedea șarpele, el se speria foarte tare. Da, și tu te speriai dacă îl vedea. Bine că e, da, dacă eram în camion, are cum să vină la mine să mă muște. Nu se poate băga pe acolo, pe undeva, prin. Cred că da. Să deschide ușa, nu poate. Nu poate să deschide ușa. Numai dacă e geamul deschis. Se poate lipi de aia, și după să. vencem, și după vine și ne mușcă. O doamne și să ne muște. Bun, Mateu! Mulțumesc foarte mult că ai venit aici la pur și simplu și ne-ai spus de experiențele tale. Mi-a plăcut să vorbesc cu tine. Și mie. Mulțumesc că ne-ai vorbit despre noi și despre Zacheu. Și vreau să-ți fac așa o urare. Așa cum Zacheu, chiar dacă era un om micuț și te știu, un copil mic, să-l primești pe Domnul Isus în viața ta și să treci pentru el toată viața ta așa cum ți-ai propus. Vrei să, să, ne mai spui și tu ceva și după aceea încheiem? Aș vrea să mai mă întreb ceva. Ce culoare sunt tăi? Albastru cu verde. Albastru ca cerul. Să ea. ai cerul în inima ta. Albastru alb, cu verde amestecat. Uh -huh. Poți să-i și după face un fel de culoare, nu știu. Acum vrei să salutăm pe cei care se au uitat la noi? Da. Azi ne uităm la cameră și facem cu mâna, da? Mulțumim că ați fost împreună cu noi. La revedere!